Continui cu filmele, suntem pe data de 30. Trebuie să precizez că voi începe o serie despre tehnologia stupului Ursu. De ce n-am continuat eu ani de zile? Din cauza la aceste diafragme ale stupului Ursu, care se vară. Asta era problema cu diafragmele și albina le mânca pur simplu. Dar înainte să trec mai departe, să vă arăt o achiziție. După ce te trezești cu o hernie de disc, îți cumperi un briu sau chimir în funcție de zona țării. El se folosește nardial, folosit de ani de zile nardial, și se țină spatele să nu poți să faci niște mișcări bruște și să fii bine protejat. Acesta trebuie folosit în caz că ridici, chiar dacă e sănătos. Na, sunt anumite investiții care le-ai folosi. Bun, deci tehnologia stupului Ursu, totul e bine, a fost bine, acum nu știu cum vine el, acest stup. Bănuiesc că s-au schimbat aceste diafragme, care nu sunt bune de nimic. Puneai 2-3 colonii după cum arăta tehnologia și trecea albina, rodea colțurile, astea era o problemă, se umfla, le rodea, eu le-am și vopsit. Astea nu le mai folosesc, le-am trecut la a le băga pe foc, de aceea nu mai trebuie. Bun, acum avem aici un stup, o să mai vorbesc despre diafragme. Ca să vorbesc despre diafragme, trebuie să vă fac să înțelegeți tehnica pe care se poate folosi. Avem această diafragmă, se numește grila Ursu. Am aici în apropiere un cal cu un clopot. Aceasta este acea grilă pe care ramele trebuie așezate în pat cald față de udinișul din față. Și din cauza că această diafragmă care era aici, aici aveam o diafragmă, și aceea o rodeau albinele și treceau reginele, nu prea era compatibil diafragma cu stupul, deci nu se potrivea niciun fel. Acum, această diafragmă, nu am aici în zonă, dar o să caut. O să revin eu într-o filmare ulterioară. Acum, pe această zonă, aici voi pune o grilă Hahnemann. O să decupez o grilă Hahnemann de plastic, care se va potrivi perfect aici. Da? Anul acesta, un an de zile, am testat aceste diafragme, care sunt de plastic. Nu-i chiar plastic, e un material, se numește Forex. Și este acoperit cu acest nylon pe care albinele au reușit să le roadă. Și am zis să fac următorul lucru, să îndepărtez acea folie. La unii le-am îndepărtat. Mi le-a bătut vântul, de-aia sunt murdare, dar se șterg foarte ușor. Fiindcă e plastic, se șterge ușor, nu e o problemă. Voi decupa din acest material exact cât să-mi intre în grila Ursu, peste grila Hahnemann, adică pun Hahnemann-ul și peste Hahnemann voi veni cu acest material de plastic prin care nu va putea trece albina. Și atunci voi
putea folosi într-o oarecare măsură tehnologia ursul. În ce constă ea? Ea constă în următorul lucru. În față ținem colonia de albine. Ținem colonia de albine mult bine, până se umple cele 12 rame și am ajungem la situația în care trebuie să extindem. Atunci vin cu această grilă ursul și voi aduce regina în partea din spate, după care voi îndepărta frumos acest material de plastic, această diafragmă de plastic, și va rămâne hanemanul care va ține reginele izolate față de cuibul principal. Va fi o oarecare trecere de feromoni între regină și cuibul principal, dar totuși cuibul principal va sesiza o scădere a feromonilor și vor începe să crească boci. Acele boci se numesc boci de schimb liniștit din cauza că apar din cauza unei anomalii, să spunem, a scăderii feromonilor și lipsa reginei din cuibul principal. Se va constata o anumită anomalie de către albine și va crește boci. Acele boci se pot folosi în înmulțire. Acum următoarea etapă pe care vreau eu să o fac e să scot și regina, după ce am bocile căpăcite, să scot și regina, o mut în altă stup și să vin cu botcă și aici. Deci o să am două sau trei regine în același stup, care au fiecare urdiniș separat. Asta este o mulțire foarte mare, să zic așa, dintr-o colonie mare, obții trei colonii noi plus o regină. Bine, aceste colonii vor fi mici, maxim 6 rame, și vei ierna probabil în 3 rame cu fiecare, dar prin unificare sau mutarea coloniilor din stupul respectiv ar trebui să le mărești. Așa că eu mă gândesc să nu împart în 3, ci numai în 2. Deci să fie un roi aici și o colonie mai mare aici, tot timpul în față să am o colonie mai mare. La acest lucru, doar cu ajutorul unor diafragme de plastic, adică Forex. Forex este mai ieftin decât plexic glasul. Bun, cam atât am avut de zis despre aceste diafragme și despre cum se poate folosi stupul ursul, dar ai nevoie de diafragme. Dacă le achiziționați acum, cred că vine cu astfel de diafragme de plastic. Asta nu știu sigur, că nu am mai achiziționat. Acum mă duc la stup, fiindcă să vă arăt. Aici am un sistem 2-in-1 iernat și acum vin la el să-l extind. În caz de că nu mai încape acea colonie, va trebui să-l mut. Da? Ne vedem în filmul următor!